Alocații de hrană pentru pacienți din unitățile sanitare publice sunt aceleași din 2008, când au fost aprobate de guvern. În prezent, nivelul acestora este între 7 lei și 13 lei pentru bolnavi adulți și 1,8 lei și 14,5 lei pentru copii, pe categorii de vârstă și afecțiuni. Acum, guvernanții doresc majorarea acestor sume astfel încât să fie cuprinse între 7 și 19,4 lei pentru adulți și între 5 și 17,5 pentru copii. Potrivit proiectului, alocația de hrană zilnică pentru pacienții cu TBC și HIV sau SIDA, adulții ar putea crește la 16 lei, iar pentru copii la 15 lei pentru bolnavi cu hepatită și neoplazicii. Adulții la 15 lei, iar pentru copii la 16,4 lei. Pentru bolnavi cu diabet, la adulți 15 lei, iar pentru copii la 17,5 lei. Pentru pacienții arși la 15 lei, iar pentru alți bolnavi adulți la 10 lei. Pentru lăuze la 15 lei. Pentru bolnavi în leoprozerii la 11 lei. Pentru cei cu hemodializă la 9 lei. Pentru bolnavul psihic și cel cu internare obligatorie la 12 lei, iar pentru cei internați în staționare de zi la 7 lei. De asemenea, alocația ar putea să crească la 10 lei pentru nou-născuți, prematuri în maternități sau compartimente, alimentați artificial pentru nou-născuți, pentru prematuri alimentați natural la 5 lei, pentru copiii până la 3 ani la 10 lei, iar pentru copiii între 3 și 16 ani la 12 lei. Inițiatorii proiectului susțin că majorarea alocațiilor de hrană nu necesită creșterea bugetelor spitalelor, ci reprezintă doar prevederea legală care permite cheltuirea unor sume mai mari pentru hrana pacienților din bugetele unităților sanitare.